De Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Arhimandritul Epifanie Teodoropulos a fost unul dintre marii duhovnici și canoniști ai Greciei din secolul al XX-lea. Ținut la Evlavie în Sfântul Munte și întreaga Eladă pentru înțelepciunea sa duhovnicească, pentru discernământul său, pentru limpezimea și echilibrul discursului și argumentării sale, era nelipsit de la fiecare adunare a Sfântului Sinod al Bisericii Grecești pentru cunoștințele sale în privința sfintelor canoane ale Bisericii. În 1949, la 19 ani, a absolvit cursurile Facultății de Teologie din Atena, iar în aceeași perioadă a intrat sub oblăduirea celui ce i-a rămas părinte duhovnicesc până la moartea acestuia, părintele Filotei Zervacos, starețul mănăstirii Longovardă din Paros, un om la mari măsuri duhovnicești. În 1956 a fost hirotonit diacon, iar în 1961, la 31 de ani, așa cum prevăd canoanele bisericii, era monah. Vedeți, canoanele bisericii spun să nu fi făcut preot înainte de 30 de ani, ca să te maturizezi cât de cât, pentru că altfel, fiind necopt, nu poți ajuns pe oameni. Să te maturizezi și duhovnicește, dar și omenește. Așadar a fost hirotonit ieromonah. A întemeiat în 1976 sihăstria preasfintei născătoare de Dumnezeu, numită Cheharitomenii, adică cea plină de har, din Trizina, din Peloponez. A spovedit și a povățuit mulțime de oameni. A publicat nenumărate articole în diferite reviste bisericești și a scris 22 de cărți, dintre care de multe s-au retipărit în mai multe ediții. În ultimii 7 ani din viață a fost operat din pricina mai multor boli, printre care un cancer la stomac. Înainte, cunoscându-și moartea, trece cu pace la Domnul la doar 59 de ani, pe 10 noiembrie 1989. Mai multe dintre cărțile și articolele sale au apărut și în limba română, în volumele cele două extreme, ecumenismul și stilismul. Toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ne vorbește Părinte Epifanie, acestea sunt trei volume, o serie, Crâmpeie de viață, alt titlu, Familie ortodoxe cu smerită dragoste. Se poate să mai existe și altele, dar eu doar despre acestea am cunoștință și vă recomand cu căldură să le procurați. Claritatea argumentării și a expunerii unei teze sau alteia de către acest părinte sunt uluitoare. Și aceasta nu doar pe subiecte sau teme strict bisericești. Să dăm un exemplu. Cineva îl întreabă. Părinte, este cunoscut faptul că o parte dintre psihiatrii consideră că pricina unei boli psihice este înfrânarea în perioada vârstei tinere, adică atunci când încă nu ești căsătorit, ești tânăr, nu cauți să ai relații intime cu persoane de sex opus. Și zic acești psihiatri că asta naște frustrări, generează frustrări care aduc boli psihice. Asta e o teorie freudiană pe care unii și alții au tot dezvoltat-o. Iată ce răspuns a dat părintele Epifanie. Părerea lor este greșită și explicația este foarte simplă. Toți cei ce consultă pe psihiatru sunt bolnavi. Nimeni nu merge la medic dacă este sănătos. Fiindcă o parte dintre bolnavii aceștia nu au întreținut relații trupești, ei trag concluzia, legată de teoriile freudiene, că pricina tulburărilor nervoase este înfrânarea, abstinența. Eu însă cunosc zeci și zeci de tineri care sunt înfrânați, adică care trăiesc o viață în feciorie și firește au o sănătate sufletească minunată. Astăzi noi vedem că zisa educație sexuală vrea să-i tărască pe toți copiii în desfrânare, chiar mai înainte de a ști ce sunt acelea dorințe sexuale, chiar fără să-și o dorească, îi inițiază în zisa autosatisfacere a masturbării. La 4-5 ani, deja în Anglia, se inițiază astfel de proceduri. Interlocutorul continuă. Ce putem spune despre psihanaliză? Părintele Epifanie răspunde, psihanaliza a început cu Freud. Dacă îi citiți viața lui Freud, o să vă doare capul de câte probleme a avut acesta și care nu și le-a rezolvat.
Doctore, vindecă-te pe tine însuți. De exemplu, el n-a reușit să scape nici măcar de fumat. Nici măcar atât n-a reușit. Și atunci el dă lecții altora, învață pe alții despre traume psihice și alte norozii. Deci a răspuns Părinte Epifanie, psihanaliza a început cu Freud, care susținea că tulburările sufletești sunt efectul presiunilor avântului sexual, ale instinctului de reproducere. Vedeți aici să ne mai gândim așa, cât de fals e răspunsul lui de ce? Păi până în vremea lui Freud, bătrânii, strămoșii noștri și străstrămoșii noștri, aceștia știm foarte clar că ei trăiau în feciorie până se căsătoreau, ceea ce erau bolnavi psihic. Ați auzit că tot poporul era bolnav psihic, pentru că această destrăbălare, această curvie și preacurvie de astăzi, aceasta n-a existat în popor decât de acum, de câteva zeci de ani, de când a început promovarea ei de către establishment. Deci e foarte simplu că ceea ce spune acestea sunt aiureli din capul unui bolnav. Nu oamenii sunt bolnavi, Freud e bolnav și el boala lui a transmit-o și celorlalți. Deci a zis, psihanaliza lui Freud a început așa, că cu psihanaliza și cu întrebările ei caracteristice și prin hipnoză încearcă să ajute pe suferință, scoată din subconștient experiențe vechi sau răni sufletești, traume, care, zic ei, au legătură cu nesatisfacerea pornirii sexuale. Și aici, în continuare, observați cât de clar desfințează Părintele Epifanie teoria freudiană. El spune așa, epoca noastră însă, o epocă din nefericire a deplinei moleșeli, a dezmințit răsunător pe Freud. Deși epoca dinainte, strămoșii noștri l-au dezmințit pe Freud, dar epoca de acum l-a dezmințit și ea, anume de ce? Pentru că în ziua de astăzi nu mai există constrângeri la acest nivel. Sexul era liber, de la cei mai tineri copii la cei mai boșorogi. Toată lumea trăiește în păcatul curviei și preacurviei. Și ce se întâmplă? Oare oamenii aceștia, pentru că trăiesc în acest păcat, s-au redus bolile, traumele lor sufletești? Oare s-au vindecat? Pentru că le-au aplicat liber de tineri? Nu, din contră, dacă ne uităm, numărul bolnavilor psihici s-au mărit simțitor, potrivit cu informațiile, cu statisticile actuale. A crescut tot mai mult, de fapt, vedeți, a crescut tot mai mult numărul de psihologi și psihiatri. Deci dacă sexul la liber ar fi vindecat zisele traume freudiene, pe atunci ar fi trebuit să dispară și psihiatrii și psihologii, dar aceștia sunt un număr tot mai mare. De fapt, se observă că cu cât cineva e mai desfrânat, cu atât e mai slăbit psihic. Tocmai datorită zisei libertăți sexuale, sunt atâția dependenți de sex. De exemplu, în rândurile actorilor americani, există clinici în Statele Unite, precum pentru alcoolici și pentru dependenții de sex. Iată, interlocutorul mai departe spune, adică nu recomandați nimănui să recurgă la psihanaliză. El răspunde, e timp pierdut și risipă de bani. Fiule, medicina clasică aplică o teorie numai dacă ea își dovedește, fără contrazice, rezultatele terapeutice. Nu folosește psihanaliza ca mijloc terapeutic, deoarece până astăzi aceasta n-a reușit să ofere date care să dovedească faptul că are o valoare terapeutică științifică. Legat de întrebarea dacă un creștin ortodox ar trebui să ia așa numitele psihomedicamente sau calmante, Părintele Epifanie arată că acestea sunt substanțe materiale care nu pot sub nicio formă să dea sufletului liniștea dorită, ni să aducă mângâiere și nădejde în sufletul unei mame, de pildă, căreia a murit fiul, ni să ușureze conștiința unui om de remușcările păcatelor ce le-a săvârșit. Acest lucru e un dar de sus, el pogoară de la Părintele Luminilor și numai preoții și duhovnicii mai ales pot tămădui aceste stări ale oamenilor prin harul Duhului Sfânt care lucrează prin ei. Vedeți, de aceea te-ai dus, de exemplu, la psiholog și ți-ai mărturisit toate problemele. Te-ai dus la duhovnic și ți-ai mărturisit toate problemele și păcatele. Pleci altfel la duhovnic, el îți dă dezlegarea prin harul Dumnezeu. Psihologul n-are așa ceva. Părintele Epifanie clarifică faptul că o parte din neliniștile omului vin de la suflet, de la modul neevanghelic cum trăiește,
dar o parte vin de la sistemul nervos, de la creier, adică din tulburarea funcțiilor creierului, de la funcționarea sa defectuoasă. Neliniștea sau întristarea de felul acesta se accentuează sau se vindecă cu psihomedicamente, adică cu medicamente ce acționează asupra lucrărilor creierului cu scopul de a-l readuce la ritmul normal. Aici vedeți o altă discuție despre industria psihomedicamentelor. Părintele a murit în 89, când lucrurile cât de cât erau pe o linie de plutire. Dar de atunci, mafia, industria, Big Pharma, a pus gheara pe domeniu. Și de aceea, de multe ori, săracii bolnavi psihic sunt doar niște cobai pe care aceștia experimentează fără milă noi și noi medicamente, psihomedicamente tot mai scumpe. În vremea Părintelui Epifanie, lucrurile încă cât de cât funcționau, dar în ziua de astăzi e dezastru. Creierul prin care se manifestă sufletul este un organ al trupului și ca și celelalte organele trupului trebuie tratat cu mijloace materiale, chiar dacă în acest domeniu știința e doar la începuturi. Interlocutorul îl întreabă, la ce vă referiți când spuneți că sufletul se manifestă prin creier? El spune, o imagine pe care am putea o folosi ca să descriem legătura sufletului cu creierului este vioara și violonistul. Precum nu poate scoate o melodie frumoasă nici cel mai bun violonist dacă vioara este spartă sau neacordată, în același fel și comportamentul omului nu va fi unul deplin armonios dacă creierul lui prezintă tulburări. Exact aceste tulburări încearcă să le îndrepte medicamentele și să ajute indirect sufletul să se manifeste corect. Dar aici, de exemplu, tot Părintele Epifanie, într-un alt loc, arată că de fiecare dată când vrei să te duci la un medic, să faci multă rugăciune înainte, ca Dumnezeu să ilumineze mintea și să-ți dea medicamentul corect, pentru că, vedeți, și medicii în zona asta bâșbuie. Sau unii medici sunt clienții Big Pharma și medicilor acelora nu le pasă de tine și îți bagă pe gât toate medicamentele pe care Big Pharma vrea să le vândă. De asta tu trebuie să faci multă rugăciune înainte să te duci la un medic, să-ți îndrepte Dumnezeu pașii spre un medic cât de cât cu frică de Dumnezeu. De aceea Părintele Epifanie arată că o parte a bolnavilor psihici sunt într-adevăr demonizați, însă majoritatea lor nu sunt demonizați. Nici manifestările bolilor nu se datorează înrurilor diavolești. Cum am spus deja, din 1989, de când a murit Părintele Epifanie, lucrurile s-au agravat pentru că culta globalistă satanistă are ca obiectiv tocmai demonizarea copiilor și tinerilor. Din cele de mai sus vedem cu cât discernământ era înzestrat Părintele Epifanie. Cu atât mai mult acest discernământ al său s-a manifestat în chestiunile bisericești. Iată câteva exemple în acest sens. Chiar unii ortodoxi, dar care nu se conduc după Sfinții Părinți ai Bisericii, ci după unii savanți sau influenceri de la TV sau de pe net, în această lume tot mai globalizată își spun, de ce să nu fiu și eu de acord cu acest sincretism, cu acest amest, cu acest ghiveci panreligios? Doar toate religiile sunt de la Dumnezeu pentru om. Și își dau cu părerea aceștia în acest sens. Și ei zic atunci, zic, da, noi, într-adevăr, avem mai mult adevăr ca ortodoxi. Alții însă au mai puțin, alții și mai puțin și tot așa. Iată ce răspunde Părintele Epifanie. Ori spunem că există un singur adevăr și rămânem în el, ori dacă începem să ne tot schimbăm opiniile, nu o să rămână nimic. Vedeți, aceste teorii ale nuanțelor, ale gradelor de adevăr, au fost promovate de catolici după Conciliul Vatican II, dar și de protestanți, așa numitele teorii ale bisericilor nedepline, ale gradelor de eclezialitate, care s-au strecurat foarte subtil chiar și în documentele Sinodului Ortodox Eretic din Creta. La întrebarea ce va face Dumnezeu cu credincioșii simpli care nu pot pricepe subtilitățile dezbaterilor teologice pe aceste teme, pentru că vedeți că s-au aprins niște dezbateri, de exemplu în ce primește sinodul din Creta. E un sinod cu adevărat ortodox sau un sinod eretic? Și într-adevăr acolo textul e atât de bine scris și are atâtea echivocuri în el și
e atât de greu de discernut încât nici unii teologi nu înțeleg ce se întâmplă acolo, nu înțeleg sensul adevărat al lui. Și atunci, cu atât mai puțin, oamenii fără pregătire teologică nu vor pricepe nimic. Și atunci se pune întrebarea, oamenii simpli, care sunt credincioși adevărați ai bisericii, dar care nu au cunoștințele necesare pentru a putea să aibă o opinie competentă despre acest sinod sau despre alte chestiuni, cu ei ce se întâmplă dacă ei se află sub jurisdicția unui episcop eretic, un episcop care spune că sinodul de la Creta a fost mare și sfânt. Și Părintele Epifanie răspunde că aceasta e o chestiune care nu ne privește pe noi, ne depășește, ține de competența lui Dumnezeu. Pentru mine, spune Părintele Epifanie, în afara Bisericii Ortodoxe nu există har. Nu-i pot accepta pe episcopii catolici ca purtători ai harului. Și atunci, cu atât mai puțin, pe ceilalți non-ortodoxi. Cineva i-a pus problema. Canoanele bisericii afirmă că sunt interzise rugăciunile împreună cu ereticii. Și sunt multe canoane, de la canoanele apostolice până la canoanele mai târzii. Dar unii ortodoxi din aceștia progresiști, ziși emancipați, speculează că ar fi vorba numai de rugăciunile din biserică în veșminte. Vedeți, textul spune așa, textul spune, sunt interzise rugăciunile împreună cu ereticii. Și aceștia vin așa și zic, domnule, sunt interzise astea în care ești doar în veșminte preoțești. Dacă ești în veșminte preoțești, atunci clar că te-ai rugat cu ereticii. Dar dacă nu ești în veșminte preoțești, nu te-ai rugat cu ei, zic ei. Între aceștia se numără, desigur, și cei care promovează săptămâna zisă de rugăciune împreună cu celelalte culte creștine, adică cu ereticii, din ianuarie, știți, cu care ne-au obișnuit Patriarhia de mulți ani. Cu luciditatea care îl caracterizează, Părintele Epifanie clarifică. Așa își face loc factorul subiectiv și nu știm unde o să ajungem mai întâi. Nu știm o să ajungem, iertați. Și zice, mai întâi, deci zic aceștia, nu sunt gătuite rugăciunile în veșminte, în toate veșmintele. Apoi zic ei, se poate numai cu epitrahilul. Uite, vezi, n-ai toate veșmintele, ai numai epitrahilul. Apoi dacă ai slujit cu epitrahilul cu ei, atunci mai pui și felonul. Și în cele din urmă cu toate veșmintele. Și apoi, iată ce spune el, și apoi veniți, luați, mâncați. Adică potirul comun, împărtășirea împreună cu ereticii. Nu copilul meu, zice Părintele Epifanie. Dacă intră în joc factorul subiectiv, nu-i mai dă de capăt. Vedeți, Sfinții Părinți au zis, ce da, da și ce nu, nu. Ori ești în biserică, ori ești eretic. Sfinții Părinți n-au zis, hai să vedem nuanțe la erezie, cât sunt unii de depărtați de biserică și cât sunt unii mai puțin depărtați de biserică. Nu, auzi copilul meu, aici nu merge cu astfel de speculații, raționalizări. Ești în biserică sau nu? Ești pe punte sau nu ești pe punte? Da? Ești conectat la curent sau nu ești conectat la curent? Nu se poate, nu există stări intermediare între aceștia. Deci a zis Părintele Epifanie, nu copilul meu, dacă intră în joc factorul subiectiv, nu-i mai dăm de capăt. Și vedeți, asta se întâmplă de când ortodoxii participă la Consiliul Mondial al Ziselor Biserici, din care dacă vrem să-i dăm de capăt, trebuie să ieșim cât mai degrabă, cum au ieșit și bulgarii și georgienii. Eu în viața mea, continuă mai departe Părintele Epifanie, m-am deprins să nu improvizez în afara hotarelor bisericii. Ori tocmai asta fac, improvizează, speculează ortodoxii care participă la Consiliul Mondial al Ziselor Biserici. Acolo unde biserica îmi dă autoritate ca preot sau ierar, este în ce privește rânduiala epitimiilor, adică eu ca preot sau ca duhovnic am această libertate să decid canonul care îl dau unui credincios care vine la spovedanie, un canon mai mare sau mai mic, după faptele lui. Deci asta e singurul lucru, asta e singura libertate pe care mi-o permite biserica, canonele Sfinților Părinți, dar nu-mi permite să dezbate o chestiune de credință peste ce a hotărât biserica. Biserica spune, eu îți ofer cadrele, iar tu te mișcă liber în această zonă a impunerii unui canon unei persoane, adică unei rețete duhovnicești pentru vindecarea ei. Când biserica însă nu-mi lasă loc pentru improvizări, adică în chestiune de credință, cine sunt eu să improvizez? Când cineva ca Sfântul Ioan Damaschin își începe dogmatica cu cuvintele, nu voi spune de la mine nimic. Cine suntem noi atunci să spunem, Sfinții Părinți au afirmat asta, dar noi suntem de altă opinie. Vedeți, există ortodoxi progresiști, emancipați,
care bolesc de ecumenism, care afirmă că de canalele bisericii sunt învechite, deci care au alte opinii decât Sfinții Părinți. Deși Sfântul Ioan Damaschin, plin de înțelepciune și sfințenie, mărturisește: nu voi spune de la mine nimic. Aici Părintele Epifanie dă ca exemplu pe un anumit Dimitrios Balanos, care a murit în 1959, care a fost profesor la Catedra de Dogmatică și Patristică a Facultății de Teologie din Tesalonic, care a fost ministru al Educațiilor și Religiilor și membru al Academiei Grecești, și care susținea că epoca Sfântului Ioan Damaschin a fost una întârziată, fără evoluții și revoluții culturale, o epocă statică, lipsită de progres în spațiul teologic, fiindcă urmează învățătura părinților, sfinților părinți anteriori. În schimb, noi spunem că avem parte de progres. Părintele Epifanie arată că de aici încep problemele. Vedeți, oamenii aceștia cu multă știință de carte, aceștia fac probleme în ce privește chestiunile de credință. Ei se cred mai deștepți ca sfinții părinți și încep ei să-și dea cu părerea cum ar fi cu credința. Deci Părintele Epifanie arată că de aici încep problemele, din momentul în care noi pretindem că știm mai bine decât sfinții părinți ai bisericii. Cine sunt eu să hotărăsc să afirm, da, biserica spune asta, dar eu spun altcineva? Cine sunt eu? Nu ne putem încrede nimic dacă facem loc criteriului subiectiv. Vedeți, aceasta se vede la protestanți și neoprotestanți, unde sectele nu contenesc să se mulțească, pentru că fiecare pastor are ideile lui. Criteriul acesta subiectiv, tocmai asta înseamnă să ne încredem în mintea noastră, fără să știm că multe dintre ideile care ne trec prin cap vin de la demoni, în speță demonii teologi, care te mai și gâdilă cu idei despre cât de inteligent ești, deși teoriile ți le-au insuflat ei. Râd de tine de se prăpădesc. Părintele Epifanie continuă: eu cel puțin n-am simțit niciodată că și-ar putea face loc îndoiala acolo unde vorbește biserica. Vedeți, dacă te ții de învățătura bisericii așa cum e, atunci nu ai îndoieli în credință. Deci te încrezi, deci dacă te încrezi mai mult în mintea ta decât în mintea Sfinților Părinți, atunci încep problemele. Și această mândrie e extrem, extrem de periculoasă. Sfântul Ioan Damaschin a scris o minunată lucrare, expunere exactă a credinței ortodoxe. Pentru epoca sa a fost cea mai bună sinteză a învățăturii dogmatice. A fost atât de important, de mare, dar iată, de erudit, dar el a zis: nu voi spune nimic de la mine, nimic care să mă aparțină, ci doar ce au învățat Sfinții Părinți, ceea ce au propovădit Domnul și Apostolii, ceea ce au rânduit sinoadele Bisericii, ceea ce vădește și zmerenia lui. Mulți teologi contemporani teologisesc din burtă, adică din mintea lor, din părerile lor, care am văzut deja că nu e prea originală. Afirmă sau practică tot ce vor. Părintele Epifanie observă că este mult mai ușor să se căiască cineva cu păcate grele, un bețiv, un desfrânat, un prea desfrânat, un ucigaș, un traficant, decât un ereziar, adică cineva care a născut o erezie, a luat și a dobândit adepți. Acesta a ajuns pe culmile egoismului și ale mândriei și e foarte, foarte dificil să se căiască, să se întoarcă. El îl citează pe Sfântul Grigore de Nisa, după care păcatele acestea ale ereziilor sunt cele mai grave și presupun o întoarcere care cere mult timp și care e și mai dureroasă. Odată un interlocutor i-a adus în discuție Părintele Epifanie pe Nikos Kazantzakis. Acesta a fost un scriitor și filozof grec, cunoscut pentru gândirea sa cu influențe din Nietzsche, din Bergson, din Marx și din budism, precum și pentru simpatiile sale comuniste, deși el s-a născut ortodox. Știți, el a scris mai multe romane după care s-au făcut filme și care au avut un foarte, foarte mare succes, mai ales în Occident. Dar acelea toate au fost total hulitoare în ce privește credința ortodoxă. De aceea, în 1955, Biserica Greciei l-a osândit pentru apariția cărții Ultima ispită a lui Hristos, carte în care îl batjocorea pe Hristos, fapt pentru care și Sfântul Paisie Aghioritu l-a criticat foarte dur. Interlocutorul pune atunci problema: Kazantzakis, dincolo de cele rele care le zice, are și lucruri bune. Acesta era într-adevăr un om foarte inteligent, era un om foarte cult, deci în cărțile lui, clar că existau și anumite pasaje bune, dar acolo existau pasaje hulitoare, cu totul hulitoare la adresa lui Hristos și a credinței. Și acela zice, hai să le citim totuși, că dobândim și lucruri bune de acolo.
Iată ce răspunde Părintele Epifanie. Dacă cineva pregătește cu multă pricepere o mâncare excelentă, folosind multe ingrediente scumpe, făcând-o foarte gustoasă, însă la sfârșit pune în ea și 10 picături de cianură sau de arsenic, va mai mânca cineva mâncarea cu pricina dacă știe ce conține? Vedeți, așa e și cu cărțile acestea ale non-ortodoxilor. Ele conțin și învățături bune, dar ele conțin cianura, arsura, iertați-mă, cianura, arsenicul ereziei. De aceea biserica interzice citirea cărților eretice, pentru că ele te otrăvesc. De ce să le recomandăm tinerilor să citească pe Kazantzakis? Pentru că în felul acesta ei vor fi destabilizați psihic, iar nu vor ști ce să creadă. Într-adevăr, când ajungi la o maturitate, la o stabilitate, poți cumva să-l citești ca să-l combați, când știi foarte bine cine ești, dar ca și tânăr. Când n-ai încă o identitate formată, când încă n-ai o viziune asupra lumii, atunci tu ești cu totul dat peste cap. De ce vezi acolo? Pentru că acolo sunt idei care se bat cap în cap. Și dincolo de acestea, arată Părintele Epifanie, el nu are curăție, nu este slobo de acele patimi pe care le scoate la iveală. Deci el critică pe unii pentru anumite lucruri, dar de fapt el bolește de ele. El, știți, în cartea aceasta, Ultima Ispită a lui Hristos, el a spus lucruri uitoare, a zis că Domnul Hristos a avut relații sexuale cu Maria Magdalena, ceea ce absolut nu există absolut nicio dovadă în toată istoria păgână de după Hristos încoace. Nimeni n-a afirmat așa ceva până în zilele noastre, până la acesta și mai apoi la Dan Brown. Deci acestea sunt niște hule înfricoșitoare care nu au absolut nicio bază. Sunt niște hule drăcești. Și atunci Părintele Epifanie observă clar, zice, acest Kazantzakis era într-un destrăbălat. El însuși sărea din femeie în femeie. Și atunci el zice lui Hristos că Hristos e desfrânat, Hristos care a fost însăși curăția întrupată, când el era desfrânatul. Deci un astfel de autor pătimaș transmite prin carte cititorului duhul patimile sale. Vedeți, de exemplu, cărțile, romanele erotice, transmit duhul de desfrânare care le-a inspirat. Ovidiu Lăzărescu, unul dintre traducătorii în limba română a cărților Părintele Epifanie, observă ceea ce dăm de reținut. Și cărțile au un duh care le însoțește. E foarte importantă această idee. Eu însă am observat-o de-a lungul vieții mele. Deci spune, cărțile au un duh care le însoțește. Adesea același duh care a insuflat pe autorul lor. Astfel se poate zice că scrierile bisericești sunt însoțite de Duhul Sfânt, care le-a inspirat. Tocmai de aceea, vedeți, avem pace și liniște când citim cărți bisericești. Iar scrierile hulitoare eretice sau ateiste sunt însoțite de duhuri viclene, care le-au inspirat. În Pateric se amintește interdicția părinților pustiei de a ține în chilie cărțile celor rău credincioși, pentru a nu fi vătămați de duhul lor. Vă amintiți întâmplarea din Limonar, care am povestit-o altă dată, cu Maica Domnului care n-a voit să intre în chilia unui monah, pentru că avea acolo o carte a unui eretic, care o hulea, a unui nestorian. Părintele Epifanie îl aduce în discuție și pe Sfântul Vasile cel Mare, care mărturisește într-o scrisoare, eu mi-am mirosit viața pentru cele deșarte. Adică e vorba de tinerețea lui, când el s-a dus să studieze filozofia antică în Grecia. Când m-am trezit ca după un somn adânc și m-am călăuzit după minunata lumina înțelepciunii Evangheliei, am cerut lui Dumnezeu să-mi scoată în cale pe cineva care să mă povățuiască spre a cunoaște dogmele credinței, învățătura creștină. Și înainte de toate mi-am dorit să fac numai anumite îndreptări chipului meu de viață, ce se însemnase de oarecare abateri, fiindcă mi se stricase de la îndelegată legătură cu rele neravuri. Vedeți, Vasile, nu curvise, nu jurase, strâmp, nu înșelase, dar el citise pe acești antici și considera astfel, zice, mi s-a stricat firea de la îndelungată legătură cu ideile filozofilor antici. Vedeți, de aceea e foarte periculos să citești cărți eretice, astfel de cărți, pentru că ele îți deformează viziunea ta asupra lumii, raportarea ta la Dumnezeu. Așadar, citind o carte, intri pe frecvența celui care a scris-o și a Duhului care l-a inspirat. De aceea, Kazantzakis, iertați-vă, de aceea Părintele Epifanie
îndeamnă. Nu asimilați lucruri de acest fel, stați departe de ele. Vedeți, Kazantzakis a fost un grec ortodox. El a avut șansa să cunoască Evanghelia, să cunoască Biserica Ortodoxă din Grecia, să cunoască Muntele Athos, să asculte învățătura creștină, de care nu doar că s-a lepădat mai apoi, ci a și împroșcat-o cu noroi. El, de aici ne dăm seama ce, că el a fost victima acestor duhuri viclene, specializate pe teologie și filozofie. Adică el s-a crezut foarte deștept, un om cult, un om inteligent și a zis, mie, eu cu mintea mea pot controla totul și n-am înțeles că o parte din idei nu vin de la tine și sunt alții mult mai inteligenți ca tine în văzduh și care, tu dacă te încrezi în mintea ta, te fac praf. Vedeți, dacă serviciile de informații își pregătesc profesional oameni care să infiltreze orice domeniu, cu atât mai mult satana și-a pregătit demoni și trâmbițe ale lor, ereziarhii, pentru a submina teologia și dreapta credință. Kazantzakis s-a cerut să-i se scrie pe mormânt, nimic nu nădăjduiesc, de nimic nu mă tem, sunt liber. Vedeți, atât e suficient pentru a vedea în ce rătăcire a fost dus de demoni. Dacă ar fi văzut el un singur demon, cu adevărat cum arată, ar fi avut nevoie multă vreme de pampers, cât despre libertate, vedeți, a zis, de nimic nu mă tem. Dacă ai vedea un demon Kazantzakis, vai de tine, ai face pipi în pantaloni pe instantaneu. Deci asta arată cât de orb era și cât de înșelat era. Dracii au zis, uite, tu ești liber, tu nu trebuie să spui nădejdea nimeni, tu nu trebuie să te temi de nimeni, tu ești un independent. Da? Deci cât despre libertate, libertatea de a face ce vrei, nici măcar nu e libertate. Vedeți, Biserica, Sfântul Sinod al Greciei l-a condamnat printr-un comunicat oficial, însă nu l-a afurisit, adică nu l-a excomunicat, nu l-a scos din comuniunea euharistică a Bisericii. După părerea mea, arată Părintele Epifanie, ar trebui să fi fost afurisit, așa cum ar trebui la noi să fie afurisiți cei din clasa lui Dorel Vișan, care a făcut pe ortodoxă la o vreme și acum împrăștie învățături nuegiste cu totul hulitoare la adresa lui Hristos. Kazantzakis a fost înmormântat, din păcate, cu mare pompă. Întrucât nu fusese afurisit, a trebuit să fie înmormântat bisericește. Dar simplu, vedeți, el care l-a hulit pe Hristos, în ce hal l-a hulit pe Hristos. Biserica Cretei, vedeți, în loc să fie trimis la înmormântare un simplu preot, atât. Pentru că acesta a fost un hulitor. Nici măcar nu trebuia să-l îngroape, dar l-a îngropat. A fost reprezentat în chip solemn de însuși arhiepiscopul Cretei. Vedeți, ce jale, ce lipsă de verticalitate. Arhiepiscopul Cretei trebuia să spună, eu să particip la mormântarea acestuia, să ziceți mulțam de 1000 de ori că v-am trimis un preot să-l mormânteze. Că a fost convins de alții suspuși să facă ce a făcut, nu mai are vreo importanță. Din nefericire, la mormântarea lui a participat însuși acest arhiepiscop. Vedeți cât de simplu era dacă l-a furiseau? De aceea, Sfinții Părinți n-au ezitat să dea anatemei pe eretici. Ce albi albi, ce negru negru. Și o să vedeți, tot așa o să pățească și ierarhii noștri cu vedete de tipul lui Dorel Vișan. Părintele Epifanie se întreabă, hulele despre Domnul Hristos, din cartea și din filmul lui Kazantzakis, păcate trupești care i s-au pus în cârcă fără absolut nicio rațiune. Cine le-a născocit oare, dacă nu închipuirea sub imboldul satanic al lui Kazantzakis și Scorsese, adică regizorul, adică dracu i-a dat idei în plus și lui Scorsese ca în film să fie lucru și mai urât făcut. Deși, de exemplu, dacă cine la Sfântul Petru, ce zice Sfântul Petru? Păcat n-a făcut nici vicleșug în gura lui Hristos. Sau Hristos îi întreabă el însuși pe iudei, zice, cine dintre voi mă poate vădi de vreun păcat? Vedeți, dacă fariseii și cărturarii, care îl erau de moarte, dacă Hristos ar fi făcut vreun păcat, pe aceea imediat ziceau, ești desfrânat, s-ai făcut cu tare, dar n-au avut ce să-i pună în cârcă, că imediat i-ar fi aruncat păcatul în spate. Și deci Hristos a zis, cine dintre voi, din toată această mulțime, mă poate vădi de un singur păcat? Și nimeni n-a putut să zică ceva. N-a putut zic că ești un păcătos pentru păcatul cutare. Doar mai târziu, sub același imbold satanic, au făcut-o iudeii talmudiști, dar asta a fost mai târziu. Așa cum o vedem dacă studiem această carte blasfemiatoare, care este Talmudul.
Uite, să vă spun un lucru așa, fac o scurtă paranteză ca să vedeți cum stau lucrurile. Poate ați auzit de Stanley Ellenmayer. Acesta a inventat în anul 1996 o mașină cu apă, care mergea 180 de kilometri cu un litru de apă. Deci acest lucru l-a testat împreună cu mulți oameni. Și vedeți ce s-a întâmplat. La un moment dat, el a mers la un restaurant cu doi potențiali investitori și el acolo a fost otrăvit. Când i-au adus mâncare, i-au pus o travă. El și-a dat seama imediat că a fost otrăvit și a strigat, că a văzut că o să vină moartea imediat și a zis, Dumnezeu mi-a dat viziunea și voi m-ați omorât. Deci Dumnezeu mi-a dat ideea cum să fac cu apă o mașină care să funcționeze cu apă, cu un litru de apă la 200 de kilometri. Adică pentru a ușura oamenii, viața oamenilor. Și atât voi, industria petrolieră și celelalte industrii, l-ați executat imediat. Vezi, apropo și asta de standardele verzi ecologice pe care elita globalistă satanistă le impune acum umanității, care o să fie niște poveri imposibil de purtat. Acestea vor distruge și industria și agricultura, mai ales în Uniunea Europeană, parcă Uniunea Europeană e condusă de o tagmă de nebuni, de psihopați deja care nu mai trebuie să scoși din psihiatrie. Deci toate aceste zise măsuri, dacă ele se vor impune și se vor executa în acest fel, noi vom fi cu toți aduși la sapă de lemn, întreaga Uniunea Europeană. De vedeți, din perspectiva credinței, Sfinții Părinți n-au avut fantezii, n-au stat în astfel de idei care le-au dat duhurile. Ei mereu au stat în starea de trezvie. Și încă ceva, interlocutorul meu observă, a zis, la manifestațiile din Grecia împotriva acestui film hulitor, Ultima ispită a lui Hristos, au mers puțini oameni. De ce? Vedeți, Grecia a fost leagul ortodoxiei. Într-adevăr, în Grecia acum sunt și mulți atei, sunt mulți de stânga, dar încă mai sunt mulți ortodoxi, încă mai sunt. Și a zis, totuși, la manifestațiile împotriva acestui film au participat puțini oameni. De ce? Și iată ce zice el, tot el zice, pe mulți îi auzim că spun, lasă, dacă nu mă duc eu, se vor duce alții. Vedeți, dar oare, te întreb așa, oare poate mărturisi altul în locul tău pentru Hristos? Vedeți, Hristos ce a spus? Cine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor? Și o voi mărturisi înaintea Tatălui meu din ceruri pentru el. N-a zis că și celui care a stat acasă și nu m-a mărturisit, celui care a mărturisit pentru mine. Așadar, poate altul să mărturisească în locul tău pentru Hristos, de exemplu, să faci un referendum pentru familie, ca familia să fie familie normală, alcătuită între un bărbat și o femeie. Și eu stau acasă că se duce altul să voteze. Oare prin asta eu n-am trădat credința și ceea ce lăsa Dumnezeu prin familia aceasta naturală, firească? Iată ce răspunde Părintele Epifanie. Ne cam ferim să ne asumăm astfel de responsabilități. Oamenii din lume, pentru a-și apăra o anumită ideologie, partidul, se jerfesc. Vedeți, oamenii care se pun în slujba unui partid, câte fac ca să primească beneficii de acolo? Dar noi, care tindem pentru viața veșnică, nu suntem dispuși să facem eforturi ca să primim și noi viața veșnică. Aceștia, pentru niște profituri de un an, doi, trei, fac totul, se pun în slujba partidului. Noi creștini însă ce facem? Nu arătăm nici măcar atâta bunăvoință ca acești oameni de partid pentru a apăra nu o ideologie, ci însăși credința. Desigur că Dumnezeu nu are nevoie ca noi să-L apărăm. Nimic din toate aceste împotriviri și hule nu-i știrbesc mărăsia. Oricâți nebuni s-ar găsi să scui pe soarele, scui patul, se va întoarce tot pe fața lor. Soarele nu se întunecă prin acest gest. Noi însă ce reacție avem? Îngăduim ca Domnul nostru să fie insultat? Câți dintre noi sunt dispuși să-L apere, să-L mărturisească? Socotim că este de la sine înțeles să ne apărăm mama, tatăl, prietenul sau pe cineva care ne-a făcut bine. Însă stăm nepăsători când este terfelit, însăși Domnul. Vedeți, musulmanii când îl hulesc pe Mahomed, cum reacționează imediat, cum pun lucrurile la punct. Vedeți, și în Occident, numai de Hristos își bat joc. Și aici, dar de Mahomet nu zice nimeni nimic. Așa, aceasta, conchide Părintele Epifanie, spre o sânda noastră. Aceasta sună în primul rând pentru noi clericii. Dacă noi nu suntem dispuși la mărturisire și la acțiune, atunci cum să pretindem mirenilor? Așadar, cărțile de filozofie au duhul lor.
a Duhul celor ce le-au inspirat, cărțile ereticilor la fel. Ereticii sunt mult mai periculoși decât filozofii antici sau decât Kazantzakis. Acesta, din urmă, e un hulitor pe fața lui Hristos, pe când ereticii, într-un mod mult mai subtil, cu atât mai mult când sunt chiar din interiorul Ortodoxiei. Așadar, interlocutorul provoacă pe Părintele Epifanie. Kazantzakis, dintre cele rele pe care le zice, are și unele lucruri bune. De ce îl respindem în întregime? Vedeți minciuna. E cu atât mai periculoasă cu cât e amestecată cu adevărul. Aceasta e cu atât mai grav când apare în teritoriul credinței. De aceea Sfinții Părinți interzic, cum am spus, citirea cărților eretice. De aceea au impus ca prăznuire în prima duminică din postul mare, Duminica Ortodoxiei, pentru a distinge griul de neghina care crește până cu el. Căci doar cu învățătura bisericii vom putea să le deosebim pentru a nu ne hrăni cu o travă a minciunii, a ereziei, ci cu Hristos, adevărul, pâinea vieții. Arhimandritul Epifanie a fost una dintre mințile luminate de Duhul Sfânt. Un om care ne ajută să deosebim adevărul de credință de erezie, de rătăcire, să ne păstrăm pe calea de mijloc, departe de extremele ecumenismului și ale stilismului. Un om vrednic de a fi omagiat în Duminica Ortodoxiei. De fapt, prin astfel de oameni a și fost posibilă această duminică. Prin astfel de oameni, la parusie, Domnul va mai găsi credință pe pământ atât cât va mai găsi. Așadar, vă invit la aceasta, procurați-vă cărțile sale, citiți-le pentru a dobândi înțelepciune și pentru a putea să vă păstrați pe calea cea strâmtă către împărăția cerurilor. Acum, vedeți, eu datorită lungimii cuvântului l-am grăbit, dar dacă o să vă cumpărați cărțile lui și o să le citiți în tihnă, o să dobândiți atâta înțelepciune și atâta discernământ și limpezime, încât nici nu o să vă așteptați la asta. Vedeți, acolo îi se pun fel de fel de probleme din viața de familie, din viața individuală a fiecăruia, unele extrem de grele, altele delicate. Și când răspune Părintele Epifanie la ele, soluția atât de simplă, de evidentă, că zici, băi, cum n-am putut să o văd? N-ai putut să o vezi de ce? Pentru că Duhul Sfânt l-a luminat. El de aceea a putut să vadă acea soluție atât de clară, atât de limpede și care, de fapt, era firesc cu ei. Și de aceea, încă o dată, vă invit să vă cumpărați aceste cărți, pentru că e atâta înțelepciune în ele încât nici măcar nu puteți să bănuiți. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.